Să revenim, Daniel. E, și ziceam de sucurile de fructe, că aceste sucuri de fructe, cum ar fi mustul de struguri toamna, cum ar fi zeama de prune pe care albinele le culeg, conțin pe lângă fructoză, glucoză și zaharoză, mai conțin și o grămadă de alte glucide toxice. Și mierea de mană este în aceeași oală, în aceeași categorie, o grămadă de glucide toxice. Bine, mierea de mană mai are și minerale, mai are și un pH nefavorabil prea mare, dar și aceste glucide toxice care afectează. Și putem trece, cred că, mai departe, nu? Cam zis ce voiam să zic la nivelul tubului digestiv și a fiziologiei acestuia. Super, mulțumesc frumos, Daniel, cred că am împlinit programul din seara aceasta ca și parte de a trece prin materialul respectiv. Dar vreau acum să ne axăm puțin pe discuții libere pe subiect, pe de o parte de a interpela pe Daniel dacă să ne clarități, pe de altă parte de a scoate în evidență necesitatea de a ne fixa aceste elemente, aceste cunoștințe, în așa fel încât atunci când vom lua decizii în ceea ce privește anumite intervenții în familie sau în procesul de creștere, având baza aceasta de cunoștințe, să putem să le analizăm, nu să fim confuzi, măi, să dau un lucru respectiv sau să nu dau, are un beneficiu sau nu are un beneficiu dacă intervine în felul acesta. De altfel, cum a subliniat Daniel, importanța unor glande sunt direct implicate în creșterea sau în producerea de lăptișor și în creșterea larvelor, în principiu a larvei de regine, dar pe de altă parte le vedem și pe parcurs când vom înțelege relația între indivizi și implicația în structura de familie. Aș vrea să... Acum, referitor la aceste rezerve proteice, se poate întâmpla ca albina să nu aibă, sau familia de albine să nu aibă, apropo de glandele faringene, să nu aibă suficiente resurse depozitate în faguri. În schimb, să fie aceste resurse depozitate în corpul gras al albinelor care intră din toamnă. E, primele albine care eclozează în iarnă se vor folosi nu de păstură, ci chiar direct de lăptișorul de matcă, de la albinele care îl secretă pe baza rezervelor corporale. Vor dezvolta glande faringene, dar scăzând corpul gras, vitelogenul, din organismul surorilor lor care... sau să zicem, nu neapărat suror, că poate să fie matca schimbată, dar din organismul general al stupului scade corpul gras și cresc glandele faringene și viitoarea generație de puiet. Până la un punct, cât ajunge acest corp gras. Așa, și asta era o chestie care mi era în minte și am trecut fără să o zic. Apropo, Daniel, există discuția aceasta că până n-a ajunge la laborator cu probe pentru a determina prezența semei, există posibilitatea de a lua albinuță, de a rupe și de a examina tubul digestiv. Avem aici o imagine a tubului digestiv. Lucrul este real în cazul unui semen. Se poate scoate ultimul tergit cu tubul digestiv și examina să aibă culoare cât mai albă sau eventual fără schimbări de culoare, deci albă sau cu unga rectală care are culoare normală a podelor pe care l-a mâncat albina. Dar de când a apărut nosema cerane, nu mai are relevanță. Nosemoza poate să apară și la corpul gras, și în glande, și în absolut sistemul nervos. Și... absolut. Haideți să ne deschidem microfoanele și să luăm în atenție la discuție liberă. Vreau să privim puțin glandele. Nu știu, îmi scapă puțin dacă am subliniat importanța glandelor în hard. Nu neapărat în creșterea măcii, dar în înțelegerea diferenței între
doica tânără care produce lăbușor de mapcă, care produce lăbușor, și doica bătrână care va pleca doar când se maturizează sau apar glandele în har, va pleca implicit în cules. În prezentarea precedentă n-au fost menționate glandele. Știu, de asta am revenit asupra lor. Ele, după cum o să mai amintim în momentul în care vorbim despre relațiile sociale, au amprenta mirosului. Pe unde trec lasă mirosul prin aceste, secretat de aceste glande, similare cu glandele Lunasonov, dar glandele Anhart sunt pe picioare și peste tot pe unde trec lasă o urmă de miros. La fel ca și furnicile, de fapt. Și de aia albinele își marchează un drum care pentru noi este invizibil tot timpul pe unde trec și poate și pe chiar și pe flori există amprenta mirosului când a fost vizitată de o albină. Perfect, mulțumesc frumos. De albinele urmează același drum pe zona urdinișului, iar dacă e schimbată la da, intră în funcție și glandele Nasonov ca să orienteze până când acest drum de miros este bine marcat. Iar în momentul în care se mută lada în stânga, în dreapta, în jurul axei, se poate, iar se vede foarte bine amprenta asta. Albinele tot pe acolo trec, caută direcția respectivă. Perfect, mulțumesc frumos. Mulțumesc, Daniel. Să revin la imaginea glandelor. Dacă sunt termeni care n-au fost înțeleși, termeni biologici, medicali, să zic. Acum trebuie să recunoaștem că prima dată când punem mâna pe o carte de apicultură, capitolul ăsta îl sărim. Indiferent cât de bine sau superficial a fi tratat în cartea respectivă, majoritatea dintre noi la prima vedere ne obosește, dar percepând importanța lor, cred că este vitală de a le parcurge, de a asimila diferențele, a putea vizualiza ce face diferența. Petrec procesul creșterii și au pe doi întreg complexul comunicării și relaționării dintre indivizi. Mai aveți microfoane, domnilor? Da, avem, domnul Nistor. Cel puțin eu vă aud. Da? Nu știam dacă... Se aude bine, domnul Ionel. Se aude. Vă rog frumos întrebări. E de... Domnul Marian a întrebat deja. A scris că este curios cum se fixează oul pe fundul celulei. Nici nu mi-am pus problema asta, dar ca poziție este ajutat de acul mătcii în a fi poziționat. Iar fixarea de fundul celulei nu mi-am dat, adică nu m-am gândit niciodată exact, nu știu dacă ipoteza mea este reală sau nu, dar orice ou când iese are un înveliș lichid pe el, un lubrifiant, ceva, și inclusiv ouă de găină când iese are un lubrifiant care în foarte scurt timp se usucă și este foarte lipicios. Este practic ca un lipici care se usucă, dar se usucă pe coaja oului și când este ou, după câteva minute nu se mai poate vedea respectiva substanță care se solidifică. Și în cazul mătcii, este logică, este mai umezit cu o anumită substanță, cu un anumit mucus, care de obicei mucusul este cu constituenți proteici și nu cred că asta de greu de înțeles că respectivul mucus, dacă se interpune între ou și ceară sau fundul celulei, poate deveni ca și un lipici, ca un liant. Asta este o ipoteză care mi-a venit în momentul ăsta în cap. Acum nu știu dacă are vreo importanță sau dacă este atât de bine subliniat în literatură undeva.
ideea asta. Oricum, chiar ziceam de anumite glande care dufor, parcă, astea dufor, sunt situate în apropierea acului, mătcii și ajută la... sau Koshevnikov, mai degrabă Koshevnikov. Deci sunt lângă ac și lubrifiază calea oului. Când larva crește, cum se hrănește? Deci albinele, în primul rând detectează eclozarea larvei din ou. În momentul în care larva eclozează, imediat o hrănesc cu lăptișor. Și e clar că dacă avem ore cu ouă mature și îl scoatem din stup, în lipsa albinelor, acele ouă vor ecloza și larvele vor muri în câteva minute din lipsă de hrană. Este un lucru de care se ține cont la transportul ouălor și inclusiv Rutner îl subliniază. Ei, cum se hrănește? Sunt două mecanisme de hrănire. Odată lăptișorul merge prin tubul digestiv, așa, pe calea normală pe care o știm, dar larva se hrănește și prin tegument. Absorbe substanțele nutritive prin tegument. Deci e o osmoză, de fapt. Osmoza presupune trecerea substanțelor și în același timp și un transport activ al substanțelor prin tegument, pentru că nu tot timpul procesul ăsta de osmoză fizică asigură transportul tuturor substanțelor. Daniel, aș vrea puțin să detaliem sau să explicităm puțin vis-a-vis de prezența traheelor. Foarte mulți dintre noi au impresia că se localizează ca la noi, știi? Pe când... Da, în gât, cum zicea domnul Mărgărit. Da. Păi asta ziceam și la hemolimfă, că nu are rol în respirație, deoarece rolul... respirația este asigurată de alte organe, de aceste trahei, care sunt cumva structurate ca și la noi, în sensul că au inele, la fel ca și traheea noastră și ca și bronhiile noastre, noi avem niște inele cartilaginoase, și la albină traheile mai mari au niște inele, probabil că de chitină, nu mi-am pus problema, dar care este ideea? Ideea este că la fiecare segment abdominal, deci albina, dacă băgăm cu capul în apă, nu se sufocă sau nu se neacă, la fiecare segment abdominal există câte o pereche de trahei principale care pornesc de acolo. Orificiile respective se numesc stigme, deci pornesc de la stigme și intră în organism. În afară de trahei, în organism mai există și acei saci aerieni care au mai multe roluri, dar să termin cu ideea de trahee. Aceste trahei se ramifică în organism până la cele mai mici segmente, până la cele mai mici colțuri, să zicem, ale organismului. Ziceam că atât tuburile Malpighia, s-a văzut într-o imagine, cât și spermateca sunt înconjurate de trahei, dar aceste trahei nu lipsesc nici din aripi, adică ele merg pe nervurile aripilor, până în vârful aripilor, până în vârful picioarelor, peste tot, la fel ca și hemolimfa, la fel ca și capilarele sanguine ale omului. Deci ele asigură circulația aerului până la ultimele celule ale organismului prin ramificare și prin împânzirea corpului de aceste ramuri tot mai fine, tot mai fine, tot mai micuțe. Sacii aerieni au rol și în greutatea sau în asigura greutatea organismului. De fapt, sunt foarte dezvoltați la toate viețuitoarele care zboară, păsările, acești saci aerieni, și de rezervor de aer în momentul în care se zboară, e nevoie și de o cantitate mai mare de oxigen, fiind un consum mai mare, ele au anumit
sacii ăștia au un anumit rol în a compensa și în a ajuta. Și părerea mea este că au și rol, sau cel puțin la păsări, au rol în mișcările respiratorii, deci în pomparea gazului, aerului, într-o direcție sau în alta, înspre țesuturi sau înapoi. Și o direcție de a merge înapoi trebuie luată în seamă, pentru că este vorba de bioxidul de carbon care trebuie scos spre exterior. În general, respirația, știți că se realizează prin mișcări respiratorii ale abdomenului, la fel ca și mișcările tuturor, și la păsări și la oameni. Există acele mișcări respiratorii ale respirației și așa se asigură pomparea aerului. E, care este treaba cu traheile? V-am zis odată că albina nu se neacă dacă o băgăm cu capul în apă, pentru că toate traheile au intrarea pe la lateralele tergitelor abdominale, segmentelor abdominale, și sunt sediu unor paraziți microscopici, acel acarian traheal Acarapis udi. Și acolo este o mare problemă. Noi nu se pare că, sau oficial în România n-a fost detectat, dar este și foarte greu de detectat. Este vorba de niște analize microscopice foarte laborioase. Oricum, e vorba de o boală care s-a resetat în trahei și care poate decima familiile de albine. Deci chiar toacă albinele. Perfect, mulțumesc. Am vorbit despre aceste lucruri. Ok, revenim la discuții și la clarificări. Mai există microfoane. Cine îndrăznește? Iulian, că ai comod acolo, vreau să fii activ cu noi, când ești. Iulian, auzi? Ok. Ne auzi acum, Iulian? Că te vedem. Se aude? Marian Jemecau. Da, da, noi vă auzim. Dar domnul Iulian nu se aude. Ok. Probabil are probleme cu microfonul. Mă auziți? Da, acum te auzi. Acum da. Deci eu vreau să întreb pe domnul Popovici despre glandele faringiene. Spunea că până la anumită vârstă secretă lăptișorul de matcă, după care invertează. Vreau să-l întreb, este și reversul, adică poate să secrete lăptișor după ce secretă invertează? În principiu, dacă o albină se epuizează, deci nu știu, am impresia că există așa o anumită cantitate de lăptișor pe care albina îl poate secreta. Îi scade și durata de viață, îi scade și puterea de a secreta lăptișor. Adică epuizarea albinelor, din câte am văzut, se face prin secreția de lăptișor de matcă. Asta este principalul factor care epuizează. Și în timpul verii, albinele care nu au puie de crescut sunt într-o anumită stare de semi-bezmetic, să zicem, dar nu au puiet larvar de crescut, poate să-și prelungească durata de viață foarte, foarte mult, la fel ca și albinele de iernare. Dar în momentul în care secretă lăptișor, din câte îmi dau seama, e o anumită cantitate de lăptișor pe care albinul poate secreta, iar de acolo încolo degenerează glandele, viața se scurtează, trece pe funcția de culegătoare. Ei, acum s-au mai făcut încercări de a forța anumite culegătoare să redevină doici și lăptișorul lor de matcă a fost de o altă calitate. Deci se pot cumva reactiva în mod forțat, dar lăptișorul devine mult mai transparent și vă dați seama că din start este de altă calitate, este mult mai slab și nici larvele crescute nu uneori
din câte mi-amintesc, acum asta e o amintire, din câte mi-amintesc, cred că este vorba și de limita de a supraviețui sau de a nu supraviețui larva. Acum, asta, limita asta de a supraviețui sau nu depinde și de mâncarea cu care, deci de polenul cu care se hrănește albina, pentru că există sortimente de polen care și o doică sănătoasă și bine formată, dacă le mănâncă polen monoflor, din, de exemplu, de păpădie, va secreta un lăptișor incomplet pe care, dacă larvele pe care îl mănâncă, nu vor putea să trăiască cu el. Dar oricum, acum că supraviețuiesc sau că nu, larvele cu hrănite cu lăptișor de culegătoare, nu mai știu exact, dar știu clar, mi-amintesc că lăptișorul de la culegătoare este mult mai decolorat, este chiar transparent spre incolor. Și de acolo, deci e clar că e o chestie forțată și nu au eficiența pe care o au doicile de vârsta potrivită. Deci atenție la formarea roilor la pachet sau la formarea atât a roilor la pachet cât și a crescătorilor de mătci, deci familii orfane care cresc mătci odată. Dar iar așa, depinde și de rezerva de vitelogenin și depinde și de rezerva de cât anume a secretat albina respectivă în cursul vieții, pentru că albinele de roire totuși s-ar putea să fie într-o situație din asta asemănătoare cu albinele de iernare, să nu fie apucat să hrănească foarte mult puiet și chiar dacă au o anumită vârstă, totuși să fie apte. Și să știm că la albinele de roire este ceva asemănător cu cele de iernare în sensul rezervelor de vitelogenin. Ele acumulează rezerve mari de vitelogenin înainte să roiască sau în timpul frigurilor. De asta nu e tot una dacă folosim albine de roire din luna mai-iunie sau albine din luna august în formarea de roiuri la pachet. Pornind de la afirmația aceasta, se poate susține ideea că albina din pregătită de roire poate trăi mai mult decât albina implicată în cules? Bineînțeles, bineînțeles. Trăiește mai mult, are rezerve de vitelogenin. Acum, eu din câte mi-am dat seama, chiar am studiat iarna trecută fenomenul ăsta de roire să văd exact care sunt factorii. E odată acumularea de vitelogenin în exces, care dacă ar fi cules nu s-ar putea acumula așa. Odată că în timpul culesului de nectar albinele nu se aprovizionează cu suficient polen și neglijează polenul, se epuizează și prin secreția de invertază. Asta vorbind o chestie tehnică, ca o chestie, dar e vorba și genetic. Și secreția asta de sau acumularea de vitelogenin de corp gras e unul dintre factori și asta este determinată genetic. Și un al doilea factor ține de feromonii mătcii. Deci cât este, nu știu, albina de tolerantă la lipsa feromonului sau matca de puțin aptă, deci de inaptă în a, forma, în a secreta destul feromon. Și aici intervine și mărimea coloniei, că feromonul pe măsură ce colonia crește se diluează. Dar sunt principale doi factori, vitelogenin în exces și feromon prea puțin. Sau albina cu pretenții mari de a avea feromon cât mai mult. Acum, mergând mai departe pe aceeași idee, chiar am discutat și cu domnul Bratu și îmi pare rău că nu mai trăiește domnul Van Praag, că i-aș fi pus întrebarea asta și poate că trebuia să o pun mai repede până nu a plecat dintre noi. Am mers mai departe cu ideea și m-am gândit, dar nu știu, că se pare că nu există informații științifice, o albină neroitoare, să nu riscăm să aibă probleme la iernare, în sensul că lipsa roirii să fie determinată de acest defect în a secreta vitelogeninul și în a forma rezerve de corp gras. Deci o familie care nu este în friguri, chiar dacă este în luna mai-iunie, nu înseamnă că are albinele pregătite pentru a fi folosite la tăvăleală, să zic, la expuse la o perioadă lungă de a trăi și de a crește puiet.
la vârste foarte, foarte înaintate. Deci vorbim strict de albina din friguri. Și totuși albina care este în frigul eroitului, dacă frigurile sunt avansate, deci dacă bocile sunt deja căpăcite, riscăm să nu mai fie prea dispusă sau prea bine dispusă la secretar lăptișor de matcă, ci mai degrabă dispusă să devină albină ouătoare. Că acest feromon al măcii, diluat fiind și albina simțind diluția, odată intră în frigul, de al doilea rând se dezvoltă și ovarele. Și deja are tendința să devină ea matcă, nu să devină doică, dacă exagerăm prea mult. În ideea de a o folosi la creșterea de boci, nu de a face roiuri la pachet. În altă ordine de idei, conceptul acela pe care o să-l sumarizăm sau poate l-aprofundăm de starter la 9 zile, are un risc sau o mare vulnerabilitate legată de tocmai de ceea ce ai afirmat tu. Bine, acolo este vorba și de hormonul juvenil. Lipsa hormonului juvenil. Acum, hormonul ăsta juvenil, am început cu el, ziceam că atrage albinele, că declanșează culesul de polen. Deci e foarte important în a declanșa culesul de polen. Și declanșează și secreția sau susține secreția de lăptișor de matcă. Și acolo e o problemă că starterul care are doar puiet căpăcit, adică a fost ținut puietul ori să fie căpăcit în lipsa măcii și să rup și bocile, că în mod normal apar boci de salvare, ori să fie căpăcit în prezența măcii după o gratie Hahnemann, are doar puiet căpăcit și, bineînțeles, a mers pe logica aia că dacă nu are larve de hrănit, albina va avea abundență de lăptișor, dar de fapt este invers, că nu are cine să o stimuleze să facă acel lăptișor. Acolo și de acest hormon este vorba. Lipsa hormonului și de aia e nevoie de larve într-o familie care crește botici, într-o crescător.